Sunt Mataz. Sunt Jasmine. Am plecat din 2015. Am plecat cu familia pentru din cauza din război. Amândoi la școală și suntem lucrați aici. Și au frecit aici. Mă condește să fac cetățenie român pentru copii, pentru noi. Cluj este un oraș multicultural, un oraș istoric care întotdeauna a beneficiat de-a lungul istoriei de un aport adus de atât poporul român cât și, de exemplu, minoritățile care au trăit aici, iar mai nou, Clujul este un oraș care primește migranții care vin datorită oportunităților economice sau oportunităților legate de educație. În anul 2017 am fost cooptată într-un proiect împreună cu Liga Apărării Drepturilor Omului din municipiul Cluj-Napoca. Atunci am cunoscut familia care era proaspăt relocată pe raza municipiului și care era într-o situație destul de precară și financiar și din toate punctele de vedere. Refugiat vine aici la România, România deloc nu prezentă. Trebuie să fac un lucru bun pentru oamenii refugiați. Primul, limba română și după, caut lucruri de bun. Și nu știu, dar este la noi, când ai venit la contract de muncă, nu știu, dar este la noi în sănătate. Da, de matematică de familie. Da, nu știu. Nu știu. Cum facem integrarea? Cred că cuvântul cheie stă în cuvântul, sau întreb conceptul este în integrare. One Stop Shop-ul este atât o platformă digitală, cât și un birou, un birou fizic, adică de fapt o serie de birouri în care să se întâmple activități menite să contribuie la integrarea migranților în orașul nostru. Am fost un pic greu, dar încet, încet trage toate. Tot liniște, relaxez. Început la noi alte viață. Început la noi alte oameni, alte chestii. Satisfacția mea e atunci când îi văd pe ei fericiți și când îi văd pe ei că reușesc să pună un bănuț deoparte, reușesc să trăiască cât de cât, reușesc să ofere copiilor niște condiții propice. Migranții se vor simți cu adevărat valorizați aici în Cluj și cred că în acest One Stop Shop va fi o oportunitate extraordinară pentru clujeni să afle mai multe și să simtă că ei se îmbogățesc ca persoane.